Ciuda și Cătălin Măruță sunt aici, bine ați venit! Bine v-am găsit, vecinii noștri! Astăzi avem petrecere în bloc! Exact! Foarte bine! Friends! Da, Friends. Bravo! Da. Salut, Cove! Salut, salut! Ați făcut sarmale de Crăciun? Ați împărturit? Aici ați mâncat? Aș lăsa departamentul... Aș lăsa departamentul care se pricepe cel mai bine. Da. Gătește și întotdeauna de Crăciun și de sărbători. Este cea mai încăpățânată persoană, pentru că ea vrea să facă sarmalele, ea vrea să facă salata de beof. Da. Uitați-vă la mine, îmi place să mănânc și îmi place să și gătesc. Nu, da, de fiecare dată nu are nevoie de niciun ajutor, doar ea vrea să le facă. Da, îi ies? Da, chiar foarte bune, serios. Secretul. Cum le faci? Le faci așa mai zemoase sau mai... Nu-mi plac uscate. Nu uscate, asta nu zic, uscate, nu uscate. Și mie îmi plac zemoase. Îmi plac și mie zemoase. Uscate? Și mai mari sau mai mici? Zic eu, când termine. Andra, mai mari sau mai mici? Să continuăm mai mari. 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 Mai mari, mai de mari. Ce? Mai mari, da. Noi avem și o... Ca să nu ne mai chinuim, că avem o poveste. Eu obișnuită fiind în Ardeal cu sarmalele mari cât palma, na, așa. Și o obișnuită în Oltenia cu sarmalele. Atâtica mici cât degetul cel mic de la mână. Da. Ideea e că în prima mea vizită la mama soacră m-a întrebat câte sarmale vreau. Și tu ai zis trei. Și am zis două. Două. Gândindu-mă că și ți-a dat maica mea. Și când am văzut așa, mi-a căzut efectiv fața și mă uit la Cătălin și face mamă, adă tot platoul și-și alege ea câte vrea. Pentru că în Oltenia sarmalele sunt atât micuțe, de mici. Micuțe. E, experiența asta s-a întors când am fost eu în Ardeal, pentru că m-a întrebat patru. Câte sarmale vrei? Cinci, eu mă ți-am dat la Târgu Jiu. Mi-a pus platoul direct pe masă, adică atât sunt sarmalele în Ardeal. Ai, nu fi. Dar poate și de lene, că știi că Ardeleni nu sunt atât de... N-au. Și îmi zice, azi mă duc să stau să învârt la ele toată noaptea, să le fac mici. Dar tu din totdeauna ai gătit? Adică de când sunteți voi împreună sau te-ai apucat așa? Nu, fiecare an. Și vorba aia, anul ăsta am fost mai liberă și am făcut mai multe feluri de mâncare. Dar în alții ani, chiar dacă nu eram atât de liberă, îmi păstram o zi înaintea Crăciunului să gătesc toate astea. Asta pot să garantez așa, jur. De adică și cu asta pot să, ca și cum aș fi mințit. Restul, da, ce mâncare sunt. Bagul n-am. Sau oltenești? Ardelenești. Doar că a venit și mama soacră cu... Ca multe alte lucruri din familia. Nu să știi. Am avut sarmale de două feluri. Da, așa. Pentru că a venit și mama soacră la noi și a adus sarmalele gata făcute de la Târgu Jiu și i-am zis să... Hai să-ți arăși cum fac eu în Ardeal. Să facem... Schimb. Schimb de experiență. Nu că nu ți-ar plăcea lei, dar vrei ai vrut și tu să-i arăți. Nu, chiar nu. Chiar e pricepută și de fiecare dată ne așteaptă cu sarmale, cu piftie, asta acasă. Asta e, cu... pentru că în Oltenia se mănâncă întotdeauna sarmale în același timp cu piftie și dacă ai și o turtă e fabulos, senzațional. Exact, fabulos, turtă, adică nu știe lumea de turtă. Adică piftia nu e aperitiv ca în alte zone ale țării. Așa. Se pune platoul de sarmale, se pune platoul cu piftie și turta și mănânci o gură de piftie. Da, mălaiu. O turtă de piftie. Mă, ce înțelegeți, mă, când turtă stai așa? Mălaiu ăla puțin băgat la cuptor, adică cu poșghița aia adică mai mare. Adică nu mă ligă. Nu, nu mă ligă, băi. În Ardeal se face prăjitură de mălaiu. Cu mult iaurt, cu... Senzație, nu? Cum o face sora mea, da. Da. Foarte bine. E, anul ăsta de Crăciun cam așa a fost. Practic... Am mâncat, am gătit. E și primul Crăciun în casă nouă. A fost primul Crăciun în casă nouă. Așa este. Zite cum am decorat casa, zi. Foarte frumos, în fiecare zi, pe cuvânt, chiar foarte, foarte frumos, numai că de fiecare dată aveam impresia că ajung la altă casă, pentru că în fiecare zi, Andra... Schimbam câte ceva prin casă. Și oricum simțea că nu e suficient cât a pus aici și mai trebuia împopoțonat. A, nu neapărat asta, tu m-ai încurajat, fii sincer. Recunosc. Mi-a fost teamă și n-am pus tot odată, am zis, vine bărbatul meu acasă, o să-mi zică, ce ai făcut, abia n-am mutat, ai strigat casa. Puneam câte puțin, zicea, foarte frumos, mai pune, eu mai aveam, gata, mai scoteam câte ceva a doua zi. Adevărul că a făcut foarte, foarte frumos. Ați decorat casa și pe exterior? Pe exterior? Aici am zis că face soțul și n-am mai făcut. Asta era treaba lui. A filmat la emisiuni, săracul, da, am zis. Săracul, ce să mai chinuie, săracul. Mai minunaților, voi când v-ați cunoscut voi așa și a apărut clipirea aceea. Să nu ne întreb când a fost. Nu, că nu știm nici noi. Ați simțit că va fi pe viață? Adică ați avut feeling? Eu am simțit. Tu nu ai simțit de la început. Fii sincer. Cum ai simțit de la început? De la început ai simțit că eu sunt doamna vieții tale. Tu ești femeia. Am simțit. Ai simțit? Da. Am simțit, de ce am simțit? Deci ai simțit din prima? A simțit, el a avut și o luptă lăuntric așa cu el, mă, puțin, că nu... Nu, eu spun că eu sunt simtă. Cea care a insistat mai mult, asta am vrut să scot în evidență. Da, pentru că eu... Eu mi-am dat seama mai repede. Da, nu, mie mi-era greu să mă gândesc că persoana de lângă mine, care are 20 și ceva de ani, că 21 aveai...
20 de ani. E pregătită să aibă o viață de familie. Știi, la 20 de ani te gândești că trebuie să mai faci foarte multe lucruri în viață, să mai experimentezi. Și atunci Andra m-a liniștit și mi-a spus: stai tu liniștit că până la 20 de ani am umblat prin cluburi, am cântat. Și că ziceam, 20 de ani tu vrei la club. Și după 2 ani am căsătorit. Da, exact, târziu. Târziu, mi-am dat seama că târziu am făcut și copilul. Exact. Pe primul, pe David, pentru că am zis, acum nu încurcă cu nimic. 3-4, adică. Nu încurca cu nimic cariera mea. Absolut. Te-ai lămurit, da, te-ai lămurit după. M-am lămurit târziu, da. Îți mai amintești cum ai cerut-o în căsătorie? Da, normal, de Crăciun. De Crăciun a fost. Oficial, da. Oficial de Crăciun. Neoficial. Stai, să ne luăm așa, neoficial a fost într-un magazin de mobile. De mobile din București. Așa. Ne plimbam noi. Stai mă puțin, ce căutați? Nici mai știu ce căutam. Ce căutam vreun obiect? Nu știu, ne uitam. Așa vă plimbați, băi, de nebuni, dar romantici, pe magazin de mobile. O scoteam în oraș, adică... Nu, era oricum înainte de sărbători și atunci mai căutam lucruri pentru... Locuiați deja împreună. Nu, eu am auzit. Eu am auzit că tu ești chizuit, dar faptul că tu o scoteai în magazine de mobilă să o plimbi, să-i arăți mobila în loc de restaurante? Nu e chizuit, e inimos, adică cu toată lumea. Așa, zi cu mutatul. Jocul pe asta. Deci, cu mutatul, nu, noi eram împreună și la un moment dat povesteam să ne mutăm. Eu stăteam într-o garsonieră, destul de aproape de Andra, și am spus că ne mutăm împreună. Și, nu la garsonieră. Ba da. Te-ai mutat, eu pe negoiu, direct am venit, adică la apartament. Da. Pe mine nu m-ai dus la garsonieră. Mă rog, adică de la garsonieră am trecut totuși la apartament. Dom'le. Și mă rog, și vorbeam și atunci am zis Andrei, povesteam să ne mutăm. Și Andra a zis, da, și m-am dus într-o seară acasă să ne plimbăm, nu prin magazinul de pop, prin oraș. Și era Andra așa, cu o veioză, cu un tablou și cu o valiză. Și a zis, ne mutăm? Ne mutăm. El a crezut că așa, treptat, eu am zis, gata, ai zis, de mâine eu mă mutăm. Da, și apoi asta a fost tot magazinul ăsta de mobilă atunci am vorbit mai de căsătorie. Iar apoi de Crăciun, împreună cu mai mulți prieteni. Ce ai zis? Erați printre noptiere și ce ai zis? Acum zic de la părinții mei, ar prinde rădăcini și... Nu, a zis ce-ar fi să ne căsătorim la anul, cum ar fi? Cum ar fi, nu știu. Și zic, nu zic rău. Da. De când așteptam? Ne-am dus la câmpia Turzii. Dar eu am zis că oricum pasul ăsta îl voi face cu el, indiferent că îl fac la 22 de ani sau la 25. Oh. Am zis, tot pe tine te iau, tu ești alesul meu. De ce să mai stăm? Și ne-am dus la câmpia Turzii cu prietenii de sărbători acasă la Andra. De Crăciun, da. De Crăciun, mamă, și era așa o masă de aia rotundă. Tata era în capătul mesei, atât a văzut. Și de față cu toată lumea te-ai... Tata era în capătul mesei. Acum. Hai. Și m-am ridicat așa, și știți de ăla, știți că nici mai știu ce am vorbit, dar ideea e că... Am început fiecare să vorbească. Să-și pună părerea despre relația noastră, să spună cu ce părere au despre căsătoria noastră. Noroc că am avut gașcă de la București, prieteni care au început și au zis, era cazul, bravo. Da, a fost o fază foarte tare, că tata era în capătul mesei și cumva nu se aștepta chiar așa rapid să facem nunta. Eu, 22 de ani, ce artistă care să-și dorească carieră, și am zis, nu, n-are nicio treabă. Așa cum v-am văzut pe voi, părinții mei, care ați fost un exemplu pentru mine, așa și eu îmi doresc o familie la fel de frumoasă. Și în fine, au vorbit toți, au ajuns tata, să zică. Și cumva, tata de fată, știi, încerca să-și găsească cuvintele. Dar mama, spune-mă odată la copii ce dau, ce să le spui. Și a fost, da, așa a fost cererea de căsătorie. Ce să mai, au fost niște ani foarte frumoși și copiii au încununat așa, au încununat toată dragostea noastră și e ceva ce nu știu dacă... Eu? Sunt două categorii de oameni care se uită probabil la emisiune, unii care au copii și unii care n-au copii. Înainte făceam și o parte din categoria celor care nu aveam copii. Așa. Și ne auzeam pe toți cei care au copii, în telefon aveau numai poze cu copii. Da. Vorbeau doar de copii, ziceam, dar nu mai aveți mă viața voastră, nu-i nimic. Și acum dacă mă uit în telefonul meu sau toate discuțiile, sunt inevitabil legate de copii. Așa că cei de acasă probabil știu despre ce zic. Da. Pentru că aveți o relație atât de frumoasă și temeinic, sudată. Ne-am gândit să vă supunem unui mic test, avem noi un test aici, gândit de geniul acesta superb situat în fața mea. Popescu, dă tine vorba. Are momente de genialitate rare și de asta nici nu dă seama că despre ea e vorba. Și vrem să vă invităm acolo pe această insuliță. Insulița testului. Insula pe care m-am așezat. Poate de voastră nu mai facem anul nou împreună. Așa. Vă rog să vă așezați, spate în spate.
să poate luați câte... Ăștia s-a ridat și 3 cove? Da, da, mă rog, da, i-am primit, dar n-am, nu i-am folosit. I-am Adela, ce elegantă ești! Da, da. Bun. Vom, vă vom adresa niște ăștia? Întrebări. Da. Da? Da. Dacă răspunsul la întrebare este Andra, veți ridica pantoful cu toc. E cam greu asta. Da. Dacă răspunsul la întrebare este Cătălin, ridicăm da, pantoful bine sport. Micuțo, am cuvântul? Testul Andra... Să nu faci invers, da? Te rog. Sunteți pregătiți? Da. Haideți să începem. Trebuie să... Ai auzit că a zis de celălalt joc care a jucat acasă, e foarte pătimașe. Eu sunt deci... pătimașă, da. Deci vezi ce nu zici. Poți să te joci perfect. Cu ea că se supără imediat. Bine, hai perfect. Să începem. Da. Cine se trezește primul? Bravo, bravo, excelent. Foarte, foarte, foarte bine, bun, da. Bravo. Cine e mai morocănos dimineața? Cine e morocănos dimineața? Nimeni da, nu e. Da. Okay. Hai, e bine, da. Da. Cine? Da. Tu ești. Nu. Tu ești. Ba, alo, adesvă, uitați-vă. Mai da. Răspunde, da. Eu mai văzut camera din imediat, Tove. Nu mă gândiți mult. Cine stă mai mult pe telefon? Ia, bravo. Excelent. Pe cine strigă copiii cel mai des prin casă? Asta e, da, da, da. Cine? Ce e, dragă? Cine cântă în baie? Ia. E culmea. Ia, hai să râzi, cântă Măruță. Asta, numai în baie să permite. Da. Cătălin, ce au baia difonată? Da, ai dreptate. Da. A, păi ce faci? Păi eu cânt vreodată în duș? Nu. Da, da. Cine e mai dezordonat? Bravo, excelent. Am zis bine? Da, da, a foarte recunoscut? Bine. Da, am recunoscut. Cine conduce mai bine? Bine, mă, da. Bine, mă, și familia și ce, mașina. Da. Ce frumos, da. Cine are mai multă vrăjeală? Au ridicat instant. Cine se enervează mai repede? Mai repede? Da, bravo, super, da, bravo. Da. A, mai... Cine controlează telefonul partenerului? Nimeni. Tan, tan, tan. Și aici ce face? Nu răspundeți la asta, nu, nu bravo, răspundeți. Da. Nu, na. Da, el mi-a zis codul, dar l-am uitat. Bine, acum nu mi-a dat motive, sincer. Nu, și da. Dacă asta și era greșit, eu ți l-am zis, ai uitat. Aia. Și el îl mai rog câteodată să mă ajute cu postările, deci el îmi verifică. Deci el, de fapt. Cine spală vasele? Mai des. Amândoi. Da? Poftim. Da? Bravo. Bravo. Hai, să cică... nu te aucă tu. Păi nu, mie nu-mi place să spăl eu vasele? Ba da, da, eu asta înseamnă că eu nu spăl sau cum? Ba da, dar nu spăl eu mai des? Nu începe. Când ai spălat ultima oară? Nu începe. Cine a spălat ultima oară vasele? Eu zic că e egalitate aici, că nu e o bătaie. Că noi vă imităm la noi acasă, totuși. Dom'le, asta să nu ai să vedem. Bine, mă, mai au mașină de sărbătorile. El, mă, el. Așa, spele Andra. El până Andra. Nu mai poate. Răspunde la tot ce e bine el. Da. Asta să nu aveți discuții. Da, păi nu, dar am crezut că e ceva. Cine face teme cu copiii? Da, bun. Cine plătește facturile? Cine știe numărul de la pantof al partenerului? Eu îl știu pe al lui și el pe al meu. A, da, da, zic, da. Bun, e bine, da. Bravo. Așa, ce mai ia, avem? Concentrează-te, micuț, hai. Cine spune? Nu. Stai, mă, cine face mai des declarații de dragoste? Foarte bună este asta. Bravo. Da. A zis bine? Da, foarte da, bine, da. Da. Cine a spus primul te iubesc? Aha, bravo, bine, așa, Andra, bravo, excelent. Cred că eu. Excelent, bravo. Cine se trezește primul dimineața? E, mă, extraordinar! Ai mai pus-o asta, întrebarea asta. Vreau să văd dacă mai răspund la fel. A, tu ai să... Dar să știi că la asta m-am gândit că tu nu prea dormi, săracul, de tine și cred că la tine o să arăt, că eu mă trezesc, dar nu... Nu e ca și... Da. Da. Eu mă trezesc înaintea ta, dar tu te culci târziu. Asta pe mail-uri, pe tot felul, da. Da. Vecinilor, mulțumim tare mult de vizită. Gata. Cam asta a fost, v-ați descurcat foarte bine. Așa, ușor. Ia treceți voi să vă facem testul. Hai să vă facem testul. Nu știi ce se întâmplă, mie tare teamă că mă potrivesc cu Popescu și pomă cine știe. Domnul Gove, doamna Adela, am trecut testul, putem să petrecem revelionul împreună? Să aveți un revelion așa cum vă doriți. E bine, mamă. Și dacă răspundeam rău, tot al meu ești. Ce frumos. Ne avem voie să ne pupăm acum. Pupați-vă, da, pupați-vă, da. Perfect. Și la anul care vine... O secundă, o secundă. Cum? Eu vin lângă voi și el vă cântă un colind, așa e regulă. Ia, domn, de data asta vă cântă el un colind. Da. Sorcova. Ia, da. Plugușorul. Deci, nu să aveți un an nou fericit și să vi se îndeplinească toate dorințele. Asta cu colind a fost bună. A fost foarte bună. Iubire. Domn, să ne domn. Mulțumim tare mult! Vă mulțumim mult de tot! Ajută, un an nou fericit! Să aveți un an nou fericit și la mulți ani celor care se uită la Vorbește Lumea! Și la Măruță, desigur! Mulțumim tare mult!